Salutare, națiune! Astăzi două vești destul de interesante. Una este extrem de pozitivă, una mai puțin pozitivă. Cea pozitivă vorbește despre un proiect cu potențial de creștere de peste 8.000% până la finele anului. Iar cealaltă vorbește despre un furt din spațiu cripto de peste 190 de milioane de dolari. Până să intrăm în subiectele noastre de astăzi, care o să includă și Terra Luna, deoarece este una dintre cele mai tranzacționate criptovalute din momentul de față și o să vă spun și de ce, o să discutăm specific despre Bitcoin. Pentru că a rupt un suport destul de important de la 22.800 de dolari, zona aceasta, și s-a dus până la 22.654 de dolari conform datelor celor de la Binance. Aici suntem pe Binance, timeframe de o oră, știți bine că nu obișnuim să facem analiză tehnică, dar discutăm despre lucrurile relevante. Eu încă susțin că Bitcoin va merge în zona de 15.000 de dolari, acolo 15.500 de dolari. Acum, să vedem ce se întâmplă cu piața în punctul acesta. În ultimele 7 zile, Bitcoin recuperează un procent de 10%, Ethereum aproape 20%, BNB 18%. Că veni vorba de BNB, proiectul despre care urmează să discutăm, se spune că s-ar putea să depășească inclusiv BNB-ul. Nu știu dacă se poate. Voi lăsați în comentarii dacă credeți că anumite proiecte pot să flipuie, să depășească BNB-ul, în afară de XRP sau Cardano ADA. Bine, Cardano ADA mai puțin probabil. Să zicem că XRP, da, au procesul cu cei de la SEC, știți foarte bine, care durează deja de câțiva ani. Polkadot 21% recuperare în ultimele 7 zile. Polygon 20,35, AVAX 15,71, 14% Shiba în ultimele 7 zile. Ați spune că piața își revine, Uniswap, aproape 30%, 53% Ethereum Classic, dar hai să vedem Elrond, până la Elrond ne oprim la ApeCoin ca de fiecare dată, 20% aproximativ, Filecoin sau Phil, aproape 60%, incredibil. Elrond 13,90%. Știți bine că atunci când piața devine pe termen scurt bullish, Elrond nu prea dă semne de revenire mari și vedem aici în comparație cu proiectele enumerate anterior care au avut destul de multe creștere, adică au avut creștere destul de mari în ultimele 7 zile. Elrond-ul, mai degrabă când Bitcoin nu merge în jos, are tendința să-l sfideze cumva să meargă în sus. Destul de weird. Însă ceea ce eu cred e că ei merg la sigur. Încet, dar sigur. Bun. D-Grain. Da, D-G-R-N. Estimat că va crește cu peste 8.000% până la finele anului 2022, că va depăși BNB și ADA Cardano automat. Acum, hai să vedem. Experții în criptografie au selectat DGRN, prima rețea NFT care facilitează tranzacționarea în alte rețele blockchain din comunitate, drept cel mai promițător proiect în care să investești pentru 2022. Pentru mai multe detalii puteți să intrați pe dgrn.io și să vedeți detalii despre ecosistemul celor de la D-Grain. Nu sunt sponsorizat de proiectul ăsta, aici pe canal, cum bine știți, vă țin ancorați la tot ce se întâmplă în piața macro, pe partea de cripto și nu numai, nu sunt sfaturi financiare, sunt doar părerile mele, voi sunteți responsabili de investițiile voastre, vreau să spun lucrul acesta cât de despot, puteți să citiți mai multe detalii, nu vreau să vă plictisesc. Asta e o știre extrem de pozitivă. Dacă ai curaj și ai acolo câteva sute de dolari, din nou, not in financial advice, poți să-i arunci acolo să vezi ce se întâmplă până la finele anului. Eu deocamdată stau pe standby. Nomad este un bridge, practic, o punte de lanțuri încrucișate, un instrument care permite utilizatorilor să mute tokenuri ERC20 printre Ethereum, Moonbeam, Evmos și Avalanche. Este unul dintre numeroasele servicii bridge disponibile în spațiul cripto. Azi, ce a mers prost, s-au produs niște hack-uri destul de interesante de peste 90, 190 de milioane de dolari și
ori atacat nu doar un hacker, ci mult mai mulți au reușit să fure banii ăștia. Undeva la 8 milioane de dolari au fost, au reușit să fie depistați și s-ar putea să fie returnați, pentru că sunt niște hackeri albi, așa cumva, white hackers, da? Cu ghilimele de rigoare, și s-ar putea să fie bine intenționați să dea banii înapoi. Potrivit Peck Shield, vulnerabilitatea a fost introdusă de dezvoltatorii Nomad în timpul unei actualizări ale contractului inteligent, a smart contractului practic. Bug-ul a venit de la dezvoltatorii care au modificat în mod eronat smart contractul al bridge-ului și au implementat codul fără un audit adecvat. Lucrul ăsta a declanșat furtul acesta de 190 milioane de dolari, da? Din nou, Peck Shield a declarat pentru The Block că peste 300 de adrese au luat fonduri de la Nomad în decurs de oră. Bun, spre final o să discutăm despre Terra Luna, care ocupă primul loc în topul celor mai populare cripto, deoarece comercianții pariază pe creșterea prețurilor. Acum, de ce credeți voi că traderii pariază foarte mult pe ecosistemul celor de la Terra Luna și au cumva nădejde dacă proiectul ăsta o să mai crească? Păi e simplu, pentru că s-au pierdut foarte mulți bani. Și atunci când pierzi bani, ești cumva legat emoțional, până nu depășești faza aia, ești cumva legat emoțional de ecosistemul de unde ai pierdut bani, da? Și atunci tot încerci cumva să recuperezi banii aceia. Sunt foarte multe norociri care s-au întâmplat datorită celor de la Terra Luna și s-au pierdut foarte mulți bani. Acum oamenii așteaptă din nou să crească. Nu vreau să vă dezamăgesc, dar eu nu cred că Terra Luna mai are vreo șansă. În primul rând, odată periclitată imaginea asta în spațiu cripto, este foarte greu să îți mai revii dintr-un asemenea eșec. Și atunci, cred că ecosistemul celor de la Terra Luna nu prea mai are șanse. Ori încerca de Luna 2.0, bla 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 bla. Nu cred că mai e cu putință. Aveți mare grijă și ce v-aș sfătui, să poate să nu vă concentrați atât de mult pe acest proiect, ignorând altele relevante care vin în piață cu potențial de creștere. Prieteni, ăsta a fost clipul de astăzi. Aveți grijă de investițiile voastre. Sper să aveți o săptămână cât mai eficientă, să aveți randamente săptămâna asta pentru daily traderi. Vă doresc profituri relevante și pentru cei care sunt position traders, cum sunt și eu de altfel, vă doresc răbdare multă. Cu voi a fost Robert Grecu, mâine ne vedem la un nou clip. Vă salut cu mult respect, toate cele bune!